Bună ziua, sunt Oana Andrei, medic primar oftalmolog în cadrul clinicii OftaPro. Astăzi vom vorbi despre torticolis, în traducere liberă gât sucit. Cauzele pentru care copiii adoptă o poziție ciudată ale a capului pot fi diverse, însă de multe ori această poziție este generată de o problemă oftalmologică, mai puțin evidentă pentru un ochi neantrenat. Pe măsură ce copilul începe să vadă și să înțeleagă ce vede, adoptă o poziție ciudată a capului, care poate fi diversă, fie cu fața întoarsă, fie cu capul înclinat, cu bărbia în piept, iar această poziție este de multe ori generată de motive oftalmologice, adică de optimizarea vederii, asta pentru că fie nu vede cu un ochi, fie că are un viciu de refracție mai mare sau o mișcare ciudată a ochilor, sau are o deviație a ochiului într-o anumită poziție pe care va încerca să o evite, întorcând astfel capul. De ce este important consultul oftalmologic? Pentru că descoperirea timpurie a problemei ce generează poziția capului și tratarea acesteia evită complicațiile generate de poziția ciudată a capului și a gâtului. În concluzie, orice copil care ține capul ciudat trebuie să fie evaluat și din punct de vedere oftalmologic.